Pacea Domnului. Încă o dată, pacea Domnului. Este o mare bucurie că noi avem timp să fim împreună încă o dată în cer cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vedem dacă avem musafiri în seara aceasta. Avem musafiri. Sus, mâna sus. Amin. Domnul cu dumneavoastră, Domnul cu dumneavoastră, cu dumneavoastră, cu dumneavoastră. Amin. Vreau să spun cea mai mare bucurie pe care eu am este aceasta. Într-o zi când trumbița va suna și Hristos se cheamă pe poporul al lui, se intră în împărăția cerului, toți să fim găsit gata să întâmpină pe el. Amin. Aceasta să fie rugăciunea noastră. Vreau ca, dragii mei, astăzi, înainte să intrăm în subiectul nostru, în primul rând vreau să spun, am venit cu această flacon, e corect, da? De apă. Și vreau să spun, dacă cineva are problema de constipație, constipația este numită mama tuturor bolilor și este una dintre cea mai mare cauze de problema de vedere, problema de coloană, alta problema de artritis și trebuie să știi că cel mai bun lucru pe care poți să faci este foarte simplu. Lua apă în fiecare zi, 2 litri de apă, cel puțin. Amin? Dacă vede că nu ai mers la toaletă 2 zile, 3 zile, Doamne ferește, 4 zile, să știi că o să începe la anumit timp, să începe să umflă și picioarele acolo și se vede lucrurile nu merge cum trebuie. Ce tu trebuie să faci este, du-te să fii relaxat, lua apa, trebuie să bea, nu numai aceasta. Este important ca tu să faci exerciția în fiecare zi. Nu se merge să ridică aceasta, cum să zicem, greutate, nu, dar îi poți să umblă cu picioarele tale. Numai 30 de minute, 30 de minute ai venit înapoi. Dacă încă lucrurile nu merge, poți să folosești enema. Când vorbesc despre enema, știți, da? Enema. Nu inima, dar enema. M-ați înțeles? Nu m-ați înțeles. Atunci, cum este numită? Ok. Vă rog să fiți atent cu mine, pentru că nu știu românește foarte bine. Ok. Unde iese mizeria? M-ați înțeles? Acolo, dacă copilul tău are această constipație, nu pot să merge cum trebuie. Atunci luați jumătate din această apă, pune o lingură de cafea, se pune în această apă și se amestecă și lasă să merge acolo din spate, încet. Aceasta o să strigă coloana, o să face pe coloana să începe să contracteze și să se relaxeze, dar trebuie să fie lângă baie. Este foarte important, pentru că după aceea trebuie să aștepte ca persoana să merge la baie și să elibera, pentru că întotdeauna bolile îi place să stea unde există mizeria. Dar dacă acolo, colon. Problema cu aceasta, colon, clisma, asta este ce am vrut, nu, am spus enema, pentru că asta este ce eu știu când folosim engleza, clisma, asta este ce am vrut să spune. Atunci, după aceea, poți să folosești cafea, nu în gură, dar exact acolo unde am spus, da? Asta este una. A doilea, dacă nu ai cafea, pot să folosești lămâie. Tot așa același. Cu aceasta și după aceea se pune lămâie acolo, să fie acolo. Este important, pot să fii ajutat și vreau să spune, merită ca să trăim fără bolile de constipație. Amin? Pentru că constipația aceasta o să face pe tine să aibă mai multe bolile care o să vină după aceea. Dar Dumnezeu ne-a dat nouă ce? Apa. Și putem să bem apa. Este gratis în România deocamdată. Numai dacă vrei să mergi să cumpăr, atunci este altceva. Dar poți să mergi la robinet. Dacă ai fântina și mai bine, poți să lua aceasta și să bei. Foarte simplu. Domnul să ne ajute. Amin? Uitați, dar ce este cu Samuel și cu moartea lui Samuel și după aceea s-a întâmplat că Saul a mers acolo și a întrebat pe
pe Samuel, dar de la un vrăjitoare care a fost din Endo. Și a întrebat, uitați, acum vine Filisten, ce să facem? 2 Samuel, capitol 20, 1 Samuel, mă scuzați, capitol 28, 1 Samuel, capitol 28, de la versetul 7 până la versetul, nu mai mergeți, mergeți mai jos. Uitați cum este scris, hai să citim. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, da? Căutați-mi o femeie care se cheme Morții, ca să mă duc să o întreb. Mulțumesc! Căutați pe femeia care cheme pe Morți. În primul rând, vreau să pun întrebare. Ce a spus Dumnezeu despre cei care se cheamă pe cei morți? Să nu trăiască. Vă rog, puneți degeta acolo, fratele meu, mergeți la Leviticul, capitolul 19, cu 31. Am citit ieri, dar vrem să citim încă o dată. Ce a spus Dumnezeu despre asta? Haideți? Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților. Mulțumesc! Nici la vrăjitori. Nici? Să nu-i întrebați, aha, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Mulțumesc! Dumnezeu spune, vei fi spurcat de ei. Dacă o să merge în cartea lui Întia Cronici, este scris că Saul a murit datorită faptului că el a mers și a întrebat pe vrăjitoare, pe care Dumnezeu a zis, hei, să nu mergeți acolo. Atunci, dacă noi citim aici, este ca și cum vrăjitoare a ridicat pe Samuel și Samuel a venit înapoi și a spus la Saul, tu vei muri mâine. Și chiar următor zice, ce s-a întâmplat cu Saul? A murit. Și oamenii zice, ai văzut? Atunci înseamnă cei morți pot să vorbesc. Nu! Uitați ce este scris, haideți înapoi la Întia Samuel. Uitați ce este scris, hai să citim. Atunci slujitorii lui i-au zis, ce au zis? Iată că în Endor este o femeie care cheamă Morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Da? Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis, spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine-ți voi spune. Da? Femeia i-a răspuns, știi ce a făcut Saul? Cum a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghicesc viitorul. Aha. Pentru ce dar îmi întinzi o cursă vieții mele ca să mă omori? Și? Saul i-a jurat pe Domnul și a zis, da? Viu este Domnul că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Femeia a zis, pe cine vrei să-ți scol? Și el a răspuns, scoală-mi pe Samuel. Pe Samuel, haideți? Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, ce a zis? Pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. Tu ești Saul. Și? Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic, dar ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Da? El a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Și? Saul a înțeles că era Samuel. El a înțeles că era Samuel și? Și s-a plecat cu fața la pământ și i s-a închinat. Și ce s-a închinat? Ok, toate povestea, ce mai departe voi știți. Vreau noi să înțelegem. În primul rând, Dumnezeu colaborează cu vrăjitoare, da sau nu? Nu. A doilea lucru, ce a zis Dumnezeu despre cei care sunt morți? Nu știu nimic. A treia, ce a zis Dumnezeu că este asta? Cine face toate minunile acestea? Cine? Satana, îngerul lui Satana. O întrebare, dragii mei. Dacă Samuel a umblat toate zilele de viața lui cu Dumnezeu, întrebarea este, înger lui Satan a văzut viața lui, da sau nu? Răspunsul este da. Întrebarea este, știa ce a fost îmbrăcat aceasta Samuel în fiecare zi, da sau nu? Sigur că da. Și atunci întrebarea este, vrăjitoare, are îngerul lui Satana, da sau nu? Sigur că da. Întrebarea este, înger care era împreună cu Samuel, când a murit Samuel, îngerul lui Dumnezeu a plecat unde? În cerul. Și întrebarea este, unde a plecat îngerul care a fost cu Samuel? Nicăieri, a rămas acolo. Atunci, în această timp, îngerul acesta face minune. Ca și cum asta este Samuel care a murit și acum a înviat. Și alta întrebare este, cum putea să știi că acum poți să moare mâine? Pentru că ascultați cu mare atenție, dragii mei. Nimeni nu poate să atinge pe tine dacă tu ești în
Hristos, biserica, amin? Ok, dar când cineva este parasit de Dumnezeu, atunci a rămas în mâinile a cui? A lui Satana. Atunci Satana poate să știe că tu o să mori mâine și el se lasă pe tine să fii omorât mâine. Cum putem să știm de lucrul acesta? Când Dumnezeu a întrebat pe Iov și a zis, a întrebat pe Satana, a zis, de unde vine tu? Și ce a zis? De la cu cutreia pe pământ. Și după aceea a spus, ai văzut pe robul meu Iov? Nimeni nu este ca el, un om care este fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și abate de la rău. Și după aceea a pus întrebare, oare el are frica de tine degeaba? Și când Dumnezeu a spus, acum vreau să dea pe Iov în mâinile tale, atinge orice pe care tu vrei, dar să nu atinge corpul lui. Ce a făcut? Care a fost prima lucru pe care el a făcut? A omorât pe familia întreagă, într-o singură zi. De ce? Pentru că Dumnezeu a retras protecția lui de la Iov în această timp. Nu știu dacă m-ați înțeles. E clar aceasta. Și întrebarea este, când Saul a mers direct la femeia aceasta, ghicitoare, vrăjitoare, întrebarea este, încă era cu Dumnezeu? Nu! Trebuie să știm că asta a fost ultima dată când el a tăiat firul lui de legătura lui cu Dumnezeu. A rămas acum cu Satana. Satana putea să face orice. Atunci să nu fiți păcălit de Satana. Dumnezeu este cel care trebuie să aibă ultima cuvânt în viețile noastre. Amin? Dumnezeu nu colaborează cu Satana. Domnul să ne ajute. Amin? Uitați, dragii mei, astăzi intrăm în subiectul nostru despre familie. Vreau să spun, dragii mei, dacă există o instituție care este cea mai importantă sub soare, este familia. Familia este întocmit de Dumnezeu, când Dumnezeu a creat în Geneza capitolul 1, fratele meu, Geneza capitolul 1, versetul 27 și 28. Uitați cum este scris de Dumnezeu. Haideți! Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Da. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Mulțumesc! Și ce a zis? Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis. Ce a zis? Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Mulțumesc! În primul rând, Dumnezeu a creat pe Adam și pe cine? Și pe Eva. Nu a creat pe Adam și pe Ștefan. Nu m-ați înțeles aceasta. Ok. Nu a creat pe Adam și pe Ștefan. A creat pe Adam și pe Eva. A creat un bărbat și o femeie. Amin, dragii mei. Cu alte cuvinte, familia este făcut din doi oameni, adică tata și mama sau soțul și soția. Dar trebuie să fii pe partea bărbătească și pe partea femeiască. Cu alte cuvinte, trebuie să fii doi oameni de sex opus. Acum este parcă este ceva ciudat. Cum adică, fratele Godfrey, se explice aceasta? Pentru că astăzi există familiile care sunt făcute între bărbat și bărbat, și femeia și femeia, și animala și om. Și parcă acum există confuzie foarte mare. Dar Dumnezeu spune numai între bărbat și pe femeia. De aia Biblia spune în Geneza capitolul 2, Geneza capitolul 2, versetul 24, uitați ce este scris. Familia, cea mai importantă instituție sub soare. Cum este scris? Aha. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor. Geneza 2 cu 24, cred am citit 1. Da. 2 cu 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, de nevasta ta și se vor face un singur trup. Mulțumesc! Amândoi va fi bărbat, va fi femeia. Aceasta amândoi va fi un singur trup. Amin, dragii mei. Cine a făcut familia? Cine a întocmit familia? Cine? Dumnezeu. Haideți în cartea lui Psalm 127. Psalm 127, versetul 1. Ce spune Dumnezeu? Cine pot să organizeze familia? Cine pot să pune familia împreună?
cine pot să face familia să fie fericită? Cum este scris? Haideți! Dacă nu zidește Domnul o casă, atunci degeaba lucrează cei ce o zidesc. Biserica, amin? Dacă Domnul nu zidește o casă, degeaba se zidește celor care s-o zidește. Numai Dumnezeu pot să zidește casa. Vreau să spun, dragii mei, lucrul pe care vreau să spun acum este aceasta. Dumnezeu este cel care a dat instituția de familie. Hai să punem întrebare. Care este ierarhia în familia pe care Dumnezeu a dat? Hai să citim în cartea lui 1 Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Cum este scris? Ierarhia de familie pe care Dumnezeu a pus. Hai să citim. Aha. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Și? Că bărbatul este capul femeii. Și? Și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Biserica, amin? Uitați, dragii mei, avem aici Dumnezeu, avem aici Hristos, avem aici bărbat, avem aici femeia. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, asta este ordine, asta este ierarhia pe care Dumnezeu a dat multe dintre familie. Și după aceea, aici jos, aici avem copii. Vreau să spun, dragii mei, la Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca lucrurile acestea să rămână așa. Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine cred în El să nu piardă, dar să aibă ce? Viața veșnică. Bărbat este făcut să fie capul femeia, cu alte cuvinte, în familia. Cel care conduce în familia este bărbat. Amin, dragii mei. Să nu vorbiți, să nu vorbiți. Ok. Ascultați, dacă cineva vorbește lângă tine, se spune, hei, oprește-te. Ascultați cu mare atenție. Uitați ce este scris aici. Vreau noi să înțelegem. Dumnezeu spune așa. Bărbat sunt capul în familie. Nu m-ați înțeles. Alo? Repet. Bărbați sunt capii în familie. Am crezut că surorile o să spune amin. Vai, 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 vai. Mare problemă. Uitați, dragi, de ce? Pentru că Dumnezeu a știut, știi ce? A știut de ce bărbați trebuie să fie capi în familie. Când a fost creat, cine a fost creat primul? Spuneți mie, cine? Bărbat. De ce nu a început cu femeia? Ok, este o întrebare pe care o să întrebăm când o să ajungem în cerul, da? Ok, dar un singur lucru pe care putem să știm este aceasta. Dumnezeu a știut că un bărbat pot să rezistă în familia și să da direcția la familia lui. Amin, dragi mei. Dar cel puțin, să nu uitați, bărbați, dacă nu conduce familia lui cum trebuie, știi care este problema? El a uitat despre cel care, cine trebuie să conduce pe el. Cine trebuie să conduce pe bărbat? Spuneți mie. Hristos! Amin, dragii mei, amin? Aceasta înseamnă că Hristos în fiecare dimineață, bărbat trebuie să trezește dimineața, merge pe genunchi, vorbesc cu Dumnezeu și se ceră de la Dumnezeu ajutor. Doamne, ajută-mă! Vreau să conduce familia mea. În fiecare dimineață, pune pe copiii tăi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am pe Simba, am pe Neașa, am pe Tapi, am pe Rufi, am pe Tino. Și se pune copiii aceasta înaintea lui Dumnezeu și se cere prezența lui Dumnezeu pentru familia ta. Amin, dragii mei. Amin. Și trebuie să pune pe soția ta în fața lui Dumnezeu, pentru că tu ai capul al tău. După aceea, se întoarce înapoi la familia, se vorbesc cu familia. Bărbat este capul familiei. Cum este scris în cartea lui Efeseni? Efeseni, Efeseni, capitolul 5, versetul 25. 25 și până la 27, fratele meu. Citiți foarte bine. Ascultați-mă, dragii mei. Bărbaților. Dacă noi, moment, dacă noi nu știm poziția noastră, o să luptăm pentru pozițiile. Dacă noi vom lupta pentru poziția, înseamnă cineva o să parasește poziția lui. Moment când ai parasit poziția ta, o să încurce pe alți. Hai să gândim, dragii mei. Dacă copii vrea să conduce pe mama, merge? Alo, alo, merge? Nu! Ok, dacă femeia vrea să conduce pe bărbați, vai de noi!
Întrebarea este, o să mergi casa aia? Cineva zice, da. Pentru câteva momente. Vreau să spun așa, într-o zi, știi, la anumit timp fac a consilier de familie. Vine cineva la mine să spune, am o problemă. Și am zis, care este problema? Și zice, am o problemă cu soțul meu acasă. Și care este aceasta? Și eu, normal, eu am spus că, să nu uite, normal, eu vreau să vorbesc și cu soții și cu soția. Și zice, da, înțeleg, dar acum nu mai știu ce să fac, am mare problemă. Și am zis, care este problema? Și zice, când am ajuns acasă, am vorbit, mama soacră a spus mie, hei, Nora, ai grijă de soțul al tău, să nu cumva se conduce pe el. Moment când tu ai condus pe el, te-ai încurcat. Ea spunea mie lucrul acesta. Pentru că momentul acesta, tu o să trebuie să tragi această sac, un sac de conducere, nu știu dacă m-am înțeles, un sac de conducere toată viața. Pentru că eu am făcut exact același lucru pe care eu spune ție cu socrul tău și acum nu mai poți să scapă de lucrul acesta. Să nu face ce eu am făcut. Și ea zice, am ascultat, dar n-am ascultat. Și am zis, atunci ce se întâmplă? Și ea zice, atunci am început să conduce familia, am spus ce a trebuit să fi făcut, da, 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 și am trebuit să face și soțul s-a relaxat, acum are conducător în casă, atunci trebuie să relaxeze. Atunci, mami, ce trebuie să face? Face asta, da, 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 ok, bine, a mers acolo, a executat, a făcut lucrul acesta. Următorul zi, mami, ce să facem? Da, 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 a înțeles, a mers, a făcut lucrare. Și după aceea, ca și femeia, s-a obosit. Și zice, cum adică eu întotdeauna să conduce pe mine? Tu ești bărbat, trebuie să faci. Și el zice, tot timpul acesta, tot anul asta, tu ai condus, care este problema ta? Trage. În această timp, pentru că ca femeia nu mai putea să rezistă, să conduce toată viața. Acum a avut nevoie de cineva care putea să conduce. Dar deja, ea nu a știut deja că a stricat. Nu a dat seama că prin preluare de conducere a stricat pe bărbatul ei. Și nu mai putea să-l lua pe el înapoi. Și întrebarea este, ce poate să face pe fratele Godfrey? Trebuie să merge să vorbești la sos, să spune, hei, du-te înapoi și să fii conducător în familie. Cu niciun chip. Acum trebuie să spune, sora, roagă-te, sora. Ce alte lucruri pe care poate să face? Nimic. De ce? Pentru că moment când ai schimbat rolul, știi pe cine ai desprețuit? Pe Dumnezeu. Polițist slab, cu șapcă așa, de rotier. Și un șofer de tir, dita mare, cu mușchi. El vine și se găsește pe polițistul acolo, aia mai slab, aia cu șapcă. Și polițistul aia de rotier face numai așa. Dacă a șofer de tir cu mașina mare, dita mare, se spune, cine este asta? Mai bine se calcă pe el, o să face plăcinte aici. Și se merge acolo. Moment când merge și se calcă pe polițist slab, ce va fi cu el? Cine o să vină la el? Spuneți mie. Guvern. În spatele polițist mai slab există cine? Guvernul mai mare. Și guvernul nu o să lasă pe tine așa ușor. O să trebuie să vină după tine. De ce? Nu ai calcat doar pe polițist, ai calcat pe guvernul ai România. Nu este așa? Alo? Pentru că guvernul este cei care a dat putere la el. Ascultați cu mare atenție. Moment când ați schimbat rolul, ați schimbat poziția. Pe cine ați calcat? Pe cel care a dat această rânduială. Adică pe cine? Pe Dumnezeu. Și întrebarea este, moment când ați făcut lucrul acesta, întrebarea este cât de ușor va fi pentru familia ta să merge mai bine. Cu niciun chip. Ascultați cum arătăția, dragii mei. Bărbat, Dumnezeu, Hristos, bărbat, femeia, copii. Este scris
în cartea lui 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Femeia, hai să citim, fratele meu, și după aceea mergem înapoi la Efeseni, capitolul 5. Încă acum vorbesc cu bărbat și după aceea o să vorbesc cu surorile. Uitați ce este scris. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Hai! Femeia va fi mântuită dacă a dat naștere la copii și se învață pe copii aceasta să rămâne în credință, în smerenie, adică ei copiii aceasta să fie cum trebuie în familia lor. Amin, dragii mei. Asta este casa unde există tata și mama. Și este lucrarea lui mama să aibă grijă de copii. Nu numai se poate să îmbracă pe ei, ci se pune pe pas, nu. Dar se învață pe ei copiii aceasta să fie cu minte înaintea lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. Asta este lucrarea voastră ca surorile. De ce Dumnezeu spune lucrul acesta? Pentru că femeia au niște calități pe care bărbați nu au. Dați mie copii două ori și sunt pierdut. Sunt obosit la maxim. Dar mama poate să lua pe copilul aceasta în brațe, cântă cântare, când termină așa, încă copilul aceasta, încă plânge. Mama, mama, mama. Și mama are răbdare, o lua aceasta, se pune acolo, se începe să împinge lucrurile aceasta. Noi, ca bărbați, nu avem această răbdare. La anumit timp o să spune, taci, mă! Și copiii nici nu înțelege lucrurile acestea. De ce? Pentru că bărbații nu au această calitate. Știi de ce? De aia Dumnezeu a lăsat pe femeile să aibă 9 luni cu bebe în mână, pe care noi bărbați nici nu știm ce este aia. Mergeți așa 9 luni cu aceasta. Există comunicare între mama și bebeluși. Amin? Și comunicarea asta este și prin mâncare. De aia nu este voie ca femeia însăcinată să fumeze sau femeia însăcinată să poată să bea țuică sau bere. Nu, de ce? Pentru că lucrurile acestea afectează. Nici cafea, alo? Lucrurile acestea afectează creșterea, ai copil în burtă. Mai multe ori mamele distruge pe copilul direct din burtă. Dar dacă mamele putea să știe că în această timp nici nu ai voie să fii supăracios și așa, ca și cum ploua tot timpul. Nu! De ce? Pentru că în această timp, când tu ai această bucurie, zâmbete și tu ești liniștit și copilul acesta poate să crește bine. Amin, dragii mei? Și Dumnezeu a știut, de aia a pus lucrurile acestea înainte a femeile. Și El spune la femeile aceasta, moment când copilul este născut, există ce este numit durere de naștere, pe care noi bărbați niciodată nu o să avem. Cineva a zis, dacă bărbați putea să aibă durere de naștere, putea să moară acolo. Durerea de naștere, am auzit de la soția mea, ea spune, aia nu pot să fie explicat. Chiar pot să vede că asta a fost pedeapsa care a fost dată de Dumnezeu, chiar este serios. Și ea spunea, acum am înțeles, la acasă, la Africa, noi, după naștere, noi spunem felicite sau ceva de genul ăsta. Felicite, adică cineva a reușit, dar în limba africană, noi spunem așa, cam așa cuvinte, ai scăpat. Și femeile care au avut copii știe ce înseamnă că ai scăpat. Și soția mea spunea așa, când tu ești acolo, pot să cred că acum eu o să mor. Dar vreau să spun, dragii mei, Dumnezeu a știut de mecanism pe care El a pus în fața femeile și bărbați și a zis, bărbat trebuie să conduce familia și femeia să aibă grijă de copii. Amin, dragii mei. Ai știut că, dragii mei, dacă copiii tăi vor fi salvat, și tu vei fi împreună cu ei. Amin, dragii mei. De ce? Pentru că copiii nu doar ascultă, dar ei ved. Nu m-ați înțeles? Repet.
Copiii nu au ureche, au ochi. Ce tu vorbește, intră aici, trece de acolo, dar ce ei vede, aia rămâne. Amin, dragii mei. Și de aia, mama, merită și tu să fii răbdătoare și tu să poți să vorbești cu copiii aceasta, cu blândețe, dar în același timp cu fermitate. Dacă ai spus ceva, ce spune mama, asta trebuie să fie legea pentru copii. Amin, dragii mei. Dar pentru mama să face lucrarea aceasta, are nevoie de bărbat tata, care este puternic. Am 5 copii, nu vorbesc ca un om care nu are copii, am 5 copii. Și cu aceasta 5 copii nu este ușor. Am trebuit să spun la copii, mai ales dacă tu, bărbați, ascultați cu mare atenție, mai ales dacă aveți băieți, v-ați încurcat. Pentru că băieți au nevoie de mâna fermă. Dacă nu, atunci o să urcă pe tine și pe mama așa. Tu trebuie să spune, uitați, până aici, da, dar nu mai puteți să treceți. Tata trebuie să merge acolo, să suporte pe mama. Copiii nu au voie să pune diviziune între tata și mama. Amin, dragii mei, amin? Atunci, soț când spune ceva, mama să nu comentați în prezența copiii. Când soția spune ceva, tata să nu comentați în prezența copiii. Amin, dragii mei? Merită amândoi să fim împreună pentru că trebuie să conducem pe copiii noștri. Unde? Către cer? Îmi place planul lui Dumnezeu. Pentru că planul lui Dumnezeu vă ajută până la capăt. Amin, dragii mei? Dumnezeu nu spune lucruri care nu merge, care nu merge. Nu. Orice lucru pe care Dumnezeu a spus este foarte important. Uitați, dragii mei, am spus lucrul acesta. Haideți înapoi la bărbați. Efeseni capitolul 5, 25 până la 27. Ce spune Biblia? Aha. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Mulțumesc! Uitați cum este scris. Bărbați, iubiți-vă pe neveste. Cum? Cum și Hristos a iubit pe biserică. Eu știu când noi vorbim despre bărbați, știi cine spune amin? Sunt surorile. De ce? Pentru că ei ascultă cu urechile de bărbați. Nu m-ați înțeles? Când ei ascultă, de ce ei spune asta chiar merge? Când Dumnezeu a spus în cartea lui Efeseni, a știut că în familia există probleme. Problema ai bărbați este să iubească după căsătorie. Ascultați limbajul pe care eu o folosesc. Este foarte greu pentru un bărbat să iubească pe nevasta după căsătorie. Nu sunteți de acord cu mine, da? Ok. Și este foarte greu pentru femeie să fie supus bărbatul ei după căsătorie. Nu sunteți de acord cu mine? Sau surorile sunt de acord cu mine la prima și bărbatul sunt de acord cu mine la a doilea? Ascultați-mă, dragii mei, ce vreau să spun este aceasta. Datorită aceasta, Dumnezeu trimite mesaje pentru bărbați și mesajul este aceasta. Bărbați, iubiți-vă pe nevestă, cum și Hristos a iubit biserica. Întrebare, cum a fost iubit Hristos de biserică? Mulțumesc, a murit pentru ea. A fost omorit de biserică. Dar a iubit? Spuneți-mi, da sau nu? Sigur că da. Biserica încăpățânat, cum era? Cum este? Totuși, el a iubit aceasta până la moarte. Este numit dragostea aceasta de sacrificiu. Asta este ce cere Dumnezeu de la bărbați, biserica, amin? Aceasta înseamnă că bărbat nu poți să fii ca femeia, să fii. A vorbit lucrurile urite, atunci 7 zile nu vorbesc cu ea. Ce este aia? Pentru că ca un bărbat trebuie să stea acolo în picioare. Da, este greu, da. După aceea se spune, Doamne, iartă pentru că oamenii aceasta nu știe ce faci. Și în această timp tu să se roage pentru femeia, să se roage pentru această femeie, să poată să cunoască Dumnezeu mai bine.
tu să fii conducător și ea să vină după tine. Amin, dragii mei. Oare nu a făcut aceasta Hristos? Hristos nu a murit pentru biserica? Nu a curățat această biserică? Ba da! Vreau să spun, dragii mei, familiile, mai multe ori, noi ca bărbați, suntem slabi. De ce? E pentru că când lucrurile sunt mai greu, noi lăsăm, oh, lasă că, oricum, dacă nu vrei să vorbesc cu mine, eu merg cu alta femeie. Asta este ce este numit lașitate. Tu ești laș. Hei, bărbați sunt supărat pe mine acum. De ce am spus tu ești laș? Pentru că tu ai o problemă, trebuie să rezolvă problema. O întrebare, cum ar fi dacă tu merge cu bărbatul tău, surorile, și după aceea ai întâlnit cu leu, și după aceea soțul tău se merge, a fugit și a lăsat pe tine să rezolvă problema cu leu. Ce va fi cu tine? Cum vei simte tu? Trădat! Pentru că în timp de pericol mai mare, mai bine bărbat să spune, știi ce? Leu mai bine să mă omor pe mine, dar copiii și soția o să scapă cu viața. Amin, dragii mei. Cam așa trebuie să fie în toate viețile. Dragii mei, lucrurile pe care vorbesc despre lucrurile reale. În viața, hai să nu fugim din familie. Și Biblia spune, bărbați iubiți-vă pe nevesta, cum Hristos a iubit biserica. Uitați cum este scris, versetul 28. La anumit timp, știi ce? Noi suntem gata să spune, pentru că femeile au multe cuvintele, bărbați nu au. Nu m-ați înțeles? Femeile au gura mare. Merge. Bărbați au mușchi mari. Atunci, una cu gura mare, celălaltă cu mușchi mare. Știi ce se întâmplă la sfârșit de toate? Uia cu gura mare, oalalala, uia cu mușchi mare, pac, celălaltă, oalala, celălaltă, pac. Și atunci, așa va fi găsit familia. Familia va fi de luptă, zi și noapte. Problema este în fiecare folosește arma pe care are. Una știe să vorbească, celălaltă știe să bate. Dar uitați cum este scris, versetul 28, hai să citim. Aha. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Cum? Ca pe trupurile lor. Biserica, amin? Și? Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Biserica, amin? Cine iubește pe nevasta, iubește pe sine însuși. Vreau să spun, dragii mei, am citit, există, numai unii probabil nu știți, există cartea care a fost scrisă de Ellen White, care se numit Camino Advent, pagina 198, este scris așa, una dintre cea mai bună metodă de a antrena pe copii pe drum bun este aceasta. Este ca tata să poată să iubeste pe mama și mama să fie supus în fața tata, în prezența copiilor lor. Amin, dragii mei. Ei se vede dragostea care există între tata și mama. Și după aceea, ei o să spune, știi ce? Și eu vreau să fiu căsătorit. Amin, dragii mei. Amin? Vreau lucrurile acestea să fie foarte clare pentru noi. Oameni buni, eu vreau într-o zi când noi vom fi salvați. Să nu dormiți astăzi, nu lasă pe nimeni să dorme astăzi. Puteți să dormiți mâine, nicio problemă. Dar astăzi nu. Dacă cineva a dormit, nu mai împingeți așa, se poate să trezești. Uitați, de ce? Pentru că în fiecare familie trebuie să ajunge în cerul. Fiecare familie. O întrebare, dragii mei, cât de bucuros va fi tu când vei fi salvat tu împreună cu familia ta? Și Dumnezeu se pune întrebare, unde este turma pe care tu ai adus pe pământ? Se spune, Doamne, iată că sunt aici împreună cu turma pe care tu mi-ai dat. Ce mare bucurie va fi atunci! Și Dumnezeu va spune, bine ați venit, robul credincios! Ai fost credincios în lucrurile mici, acum intră în împărăția lui Dumnezeu al tău, care a fost pregătit de la întemeierea lumii. Ce mare bucurie va fi! De aia, dragii mei, această hierarhie, această ordine, această versetele ajută pe noi să fim salvați împreună cu familiile noastre. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, lei, când au pui, mama are grijă de pui. Ce se întâmplă este, la anumit timp, există timp când leu masculin vrea să vină să mănâncă pe această pui. Ha.
Dar înainte să mănânc asta, știi pe cine trebuie să fie omorât prim? Mama. Dacă lei pot să protejeze pe copiilor așa, cu cât de mult mamele de astăzi trebuie să aibă grijă de copiilor, când astăzi există pornografie, există mizerie, vagabonți peste tot, când există toate problemele acestea, cu cât de mult astăzi mamele trebuie să aibă grijă de copiilor lor. Oameni buni, vreau să spun lucrul acesta. Mulți dintre familia, copiii sunt neglijați. Nu m-ați înțeles? În multe familii, copiii sunt neglijați. Face ce ei vor. Lasă să mănâncă ce el vrea, lasă el să joacă ce el vrea, lasă pe el să poți să uite la site-urile de pe internet cum el vrea, lasă pe el să citește cărțile pe care el vrea, lasă pe el și lasă, și lasă, și lasă, și lasă. Și după aceea, mâine vine poliția la tine acasă. Se vine să prinde pe copilul al tău în temniță unde există homosexual. Cine să devină mama și tată? Pentru că nu au făcut lucrarea lor. Copiii, când ei sunt încă mici, tata și mama trebuie să aibă grijă de copiii aceasta. Pentru că copiii aceasta trebuie să ajunge până la cerul. Hai să citim Efeseni capitolul 5. Efeseni capitolul 5, versetul 22, 24. Surorile, să fiți foarte atent la aceasta, la această punct. Cum este scris? Haideți! Mm-hmm. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Biserica, amin? Uitați cum e să scris. Surorile, surorile, surorile. Pot să fii educat, pot să fii directoare la locul de muncă. Dar acasă tu ești soția și mama. Poziția ta acasă este mai important decât poziția de directoare la școală sau la firmă. Și când Dumnezeu uită la tine, El spune, aici este mama, aici este soția a cuiva. Și Dumnezeu vrea ca tu, în această timp, în primul rând, ai copii. Vreau să spune, cine a venit aici cu copiii lui? Cine a venit cu copii? Cineva a venit cu copii? Ok, mulțumesc. Unde este copilul? Mulțumesc. Vreau să spune lucrul acesta. Sora, dacă dumneavoastră sunteți supus la soț, Ioana o să învață lucrurile aceasta de la mama. Dar dacă mama ia, când o să ridică, cât să n-ai acum? 16. Ea o să spună, așa merge familia, am înțeles. La asta, când o să vină soțul meu, o să facă exact ca la mama acasă. Cu alte cuvinte, în această timp, sora, aveți ultimele puțini ani de a învăța pe Ioana să fie cum trebuie. Nu știi, la 18, 19, 20, a plecat. Și lucrurile pe care deja ați învățat pe ea, aia rămâne. Și când o să plece, vreau să spun, dragii mei, acasă, mama soacra va fi învinuit datorită faptului că, uitați, cum adică se învață, așa ai învățat de la mama ta? Dar mama nu a făcut nimic care este rău, numai că nu a învățat pe copil la timp potrivit. Și atunci mama este pomenit unde? Acolo, la giner, acolo. Și Dumnezeu cere în această timp, mama, dacă vrei ca copilul tău să facă cum trebuie, să fii supus la bărbat, în toate lucrurile, și copilul acesta se poate să știi ce? Ha, mama mea, întotdeauna ascultă pe tata, dar de ce, mama? Nu vede că acum noi suntem în secolul 21, mama, și tu trebuie să ridică capul. Și mama se spune, nu, Biblia ne învață așa. Amin, dragii mei, amin? Dar în același timp vreau să spune la fratele meu, ca soțul și tata, vreau să spune așa,
ca soț și tată. Mare problema cu fiica. Dacă tata bate pe mama și copil vede lucrurile acestea, știi ce va fi? Copilul tău va fi căsătorit mult mai ușor într-o familie care este abusiv. Și când va fi bătută acasă, știi ce o să spune? Lasă că e normal, am văzut așa se întâmpla și acasă la noi. De ce? Pentru că a văzut un exemplu de bărbat care nu a trebuit să fie. Nu m-ați înțeles? Pentru că soțul a bătut, adică tata a bătut pe mama în prezența copilului și copilul a dat seama lucrurile acestea, aha, așa este. Și mama zice, când este bătut, după ce a terminat, a spălat fața și a mers înapoi, trebuie a mers mai departe. Și familia a mers și a zis, ah, ok, bine, așa este. Și când o să intre în familia ei și ea va fi bătut, o să spune, știi ce? E normal. Pentru că așa a fost și acasă la noi. Și acum vreau să pun întrebare. Dacă tata o să viziteze casa fiicei și s-audă bum, ue, bum, ue, și s-audă că asta este chiar ginerul care bate pe fiica ta, cum o să simte tu? Alo? Nu, lasă că e normal. Așa o să spune? Mulți dintre bărbați o să spune, știi ce? Nu știu ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Lasă că eu se rezolv. Prea târziu. Ai trebuit să rezolv înainte. Unde? În familia acasă. Cine a înțeles pe mine până acum? Alo? Mulțumim. Dacă lucrurile sunt așa, haideți mai departe. Trebuie să înțelegem. În familia. Dumnezeu vrea ca noi să fim împreună. Versetul 33, fratele meu. 32 și 33. 32 și 33. Cum este scris? Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Atunci? Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Biserica, amin? Asta este teama sfântă. Nu teama pentru că o să fii bătut. Nu! Ascultați-mă, dragii mei. Fraților mei, lăsați pe nevestele să fie regina în casele lor. Se simte că ea este la locul ei. Lăsați pe soția să face ce ea vrea în casa, pentru că este casa ei. Numai că când vorba de principiu, acolo poți să spune, la principiu eu nu mă schimb. Dar dacă vrea să schimbă culoarea de casă, nicio problemă, schimbă. Dacă spune, știi ce, eu nu-mi place această frigidee așa cum este scris, vreau să fii pus acolo, te rog, sapă acolo în perete și se pune, cum se zice, asta, curent acolo, să ajunge acolo și cum se spune, placă, priză, se pune priză acolo. Nicio problemă, pentru că asta nu este principiu, m-ați înțeles aceasta? Nu este principiu. Sapă pe perete, pune această frigidee acolo, nu ai stricat nimic. O să pune câteva puțin lei acolo și se vopsește. A terminat. Dar moment când tu ca bărbat ai spus copil, trebuie să vină Ioana, trebuie să vină acasă la ora 7, 8 mai târziu, cel târziu la ora 8 acasă. Asta este un principiu. Acolo nu negociem. Ioana la ora 8 acasă. Când mama zice, tu ești prea dur, aici nu mai cedeze niciun centimetru. De ce? Pentru că asta este un principiu. Eu știu, vreau să protejeze pe fiica mea. Nu vreau fiica mea să întinește cu vagabonța acolo și să fie distrus. Nu! Și atunci tu, ca tata, ai pus niște limitele, ai pus principii care nu pot să fie calcat nici de mama, nici de copii. Amin, dragii mei, amin? Dar când vorba despre, hai să schimbăm mașina aceasta, nu mai vreau aceasta Dacia, vreau celălaltă care este, nicio problemă schimbați. Asta nu este principiu?
merită în familia să există această bucurie și ea se simte că este iubită acasă. Și Biblia spune, bărbați, iubiți-vă pe nevestă. Și nevestă să fii supus bărbaților voștri. Pentru că asta este dorința lui Dumnezeu. Vreau să spun, dragii mei, niciodată bărbat, niciodată să nu fii violent. Niciodată. Ce tu trebuie să spune? Spune cuvinte pe care tu ai spus, așa ai zis, așa este. Ai spus să nu se schimbă. Dacă ai vorbit, lucrurile care sunt principiu, să nu se schimbă. Dar să nu uitați, și tu trebuie să fii guvernat de același legea pe care tu ai pus acasă. Amin, dragii mei. Și tu să trăiești lucrurile pe care tu ai spus. Haideți mai departe. Dacă așa este, oameni buni, cine a înțeles pe mine până acum? Alo? Mulțumim. Haideți mai departe. Cum trebuie să fii tineri în această familie? Copii când crește, ascultați cu mare atenție. Copii, hai să citim în cartea lui Proverbe, capitolul 4, fratele meu. Proverbe, capitol. Hai să începem cu 22, versetul 6. Ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta? Ce să facem cu copiii noștri? Vai! Și nu știu cum a ajuns timpul asta. România, știi ce noi o să facem? Cineva a spus, oameni albi au ceas, oameni negri au timp. Nu m-ați înțeles. Cu alte cuvinte, oamenii negri pot să fie, toate timp, au toate timp, dar oamenii albi au ceas. Moment când vede ceas, au fugit. Uitați, dragii mei, hai să citim împreună. În cartea lui Proverbe, capitolul 22. Proverbe 22, versetul 6. Cum este scris? A? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Biserica, amin? Învață pe copil. Asta este lucrarea noastră ca părinți. Amin, dragi mei. Asta este lucrarea noastră ca părinți. Învață pe copil pe calea pe care trebuie să merge. La anumit timp trebuie să vorbesc așa. Proverbe 23, versetul 22. Ce spune Dumnezeu la copii, la tineri? Ce spune Dumnezeu? Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit. Biserica, amin? Ce mare bucurie va fi cu părinți dacă copil ascultă. Hai să citim versetul 25 și 26. Uitați cum are atenție. Aha. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să nu, se veselească. 24 până la 26. Uitați ce este scris. Aha. Tatăl celui neprihănit se veselește. Mulțumesc și? Și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Au! Dar dacă copilul e să facă bun? Pot să se bucură? Tata unui nebun, întrebarea, să poți să fii vesel? Cu niciun chip. Am stat, am vorbit cu părinți care au copii vagabonzi. Este dureros. Pot să citeste pe fețele lor tristețe. Și copiii trebuie să știți lucrul acesta. Moment când tu nu faci bine, este o durere foarte mare pentru părinți. Dar moment când copilul ascultă, este o mare bucurie și este mândria părinților lor. Părinților lor, amin, dragii mei. Este o mare bucurie. Uitați, asta este băiatul meu, face lucruri cu tare, cu tare. Bine, și după aceea a plecat. Părinți nu au nevoie de banii noștri, nu. Au nevoie doar să știi că la copii merge bine. Ei sunt din credință, sunt lângă Hristos, ci toate merge bine. Amin, dragii mei. Asta este cea mai mare bucurie a părinților. Haideți mai departe, cum este scris mai departe? Aha. Să se bucure tatăl tău și mama ta. Să se veselească cea care te-a născut. Mulțumesc! Să se bucură tata și mama. Uitați cum este scris. Haideți mai departe. 26. Fiule, aha, dă-mi inima ta. Și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Biserica, amin? Uitați ce vrea Dumnezeu să se întâmple în familie. Copii să ascultă de părinți. Efeseni, capitolul 6. Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Cum este scris? Familia, cea mai importantă instituție sub soare. Dacă biserica nu merge bine, știi care este problema? Dacă biserica nu merge bine, știi care este problema? Problema este în familie. Dacă biserica nu are dragoste, ați auzit de bisericile care nu au dragoste? Ați auzit de lucrul acesta? Când biserica nu are dragoste, problema nu este biserica.
problema sunt familiile. Nu au dragostea. Dacă biserica este burfitor, problema este aceasta în familia, acolo merge burfa. Și atunci ei transferă ce ei face acasă, se pune la biserică. Vreau să spun așa, dragii mei, hai să citim. A, și copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Pe părinții voștri. Mm-hmm. Căci este drept. Căci este drept. La anumit timp vreau să spun așa. Părinți, când mergeți înapoi acasă, jucați cu copiii aceasta. Am văzut că la anumit timp am vrut să cumpără jucăriile. Cumpără jucărie, să cumpără jucat. Și am văzut că asta era pierdere de bani și de timp. Și am oprit. Și am descoperit că copiii mei nu au nevoie chiar de jucărie. Au nevoie de mine. Du-te acolo și să stai acolo. Știi ce? Când merg acolo, când eu sunt împreună cu ei, acum în câteva zile am fost în Serbia. Și când am fost în Serbia, eu am trecut granița, eu cu doi copii ai mei, fetița Rufaro care a fost aici, care a fost la pianul, și Tapi care a fost aici, care cânta aici. Și atunci am trecut împreună cu ei acolo și cu Simba, cel care a fost dirijorul aici. Și am trecut granița, am fost în Serbia. Și când am fost acolo, atunci am fost dat două paturi. Unde se dorme? Fetița Rufaro a spus, eu dorm cu tata. Și a venit, a dormit cu mine. Aceasta a fost povestioară, spune, ce bine e să se dorme cu tata, vai! Era frumos, frumos. A început să povestește la alți cât de frumos a fost să dorme cu tata. Dar nu am cumpărat jucării. Ce a vrut este, vreau să fii lângă tata. La alta timp, când am venit aici în România, am fost pus unde eu stau, acum am venit cu familia, acum weekend aceasta care a venit. Și am avut două camere. În două camere aceasta, cel mic Tino, cel care știe pe Tino, aia cel mic care are 6 ani, a venit la mine și zice, tata, am venit, eu vreau să dorm cu tine. Pentru că a auzit la Rufi cât de frumos este să se dorme cu tata. Și zice, vreau să dorm cu tine. Bine, 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 du-te să rezolva toate lucrurile cu mama și după aceea. Da, și după aceea a venit, a dormit cu tine, era foarte bucuros. La anumit timp trebuie să stau împreună cu ei, face flotar împreună. În casa mea, pentru că există mulți, mulți băieți, atunci când noi facem flotar, trebuie să face toată lumea flotar, inclusiv fetița. Atunci când ei face lucrul acesta, ride și se spune, tata, acum prinde mâna așa, hai să jucăm acum împreună, pune picioarele tău. Și cum ei cu picioarele lor sunt foarte mici, pune picioarele acolo, la mine e mai greu, dar trebuie să pună acolo. Dar ei încă așteaptă pe mine cu răbdare ca eu să pune și eu picioarele aici. Și după aceea să începe să-i joacă cu un singur picior. Pentru ei este cea mai mare, după aceea noi cadem toți. Ce mai mare jucăriile pe care ei au trebuie să fie tata și mama. Amin, dragii mei. Ei se simte că suntem acasă. Pentru ei, casa seamnă unde este tata, unde este mama. Și vreau să spun, dragii mei, aici este scris și copii ascultați pe părinților voștri în Domnul, căci este drept. Amin, dragii mei. Haideți împreună. În cartea lui Proverbe, capitolul 4, Proverbe capitolul 4, versetul 10, vers 10 până la 16. Cum este scris? Proverbe, capitolul 4, versetul 10 până la 14. Important ai familia. Vreau să înțelegem, dragii mei, familia este inima comunității. Dacă familia va fi cum trebuie, cuvintele, ascultați-mă, dragii mei, când te cheamă? Denis. Câți ani ai? 11. Vai, tu ești deja bătrân? Ok. Denis are 11 ani. Când tu ajungi acasă, să ajute pe tata și pe mama, da? Mă bucur. Bravo. Ok, tu
trebuie să stai jos. Vreau, ascultați cu mare atenție. Copiii au nevoie de cuvintele bravo, mulțumesc, e foarte bine. Dar nu numai aceasta, au nevoie de spune, se spune și tu ca tata și, pe, și ca mama, se spune nu, asta nu e voie. Să nu întotdeauna, da, da, draguțule, și când, când cum se sparge oana, draguțule, ce faci? Asta nu faci. Și mâine vine să trage, cum se zice aceasta, oana cu flori. Pa! Draguțule, să nu faci aceasta. Nu! Moment când ai ajuns la această situație, atunci trebuie să încalzește undeva aici, lasă să faceți zgomot. Nicio problemă. Asta este partea din această antrenament. Uitați cum este scris, fratele meu, înainte să citiți aceasta. Citiți împreună în cartea lui Proverbe, Proverbe capitolul 13, 24. Ascultați cu mare atenție. Pot să joacă cu copiii mei, dar când copiii nu sunt cu minte, trebuie să încălzeze pe ei. Sigur, să nu faci aceasta când ei sunt deja 22 de ani. Atunci este prea târziu, ei acum deja face karate, au mușchi și nu mai merge. Dar când ei sunt încă mici, acolo să știi, pentru că copiii trebuie să crește cu două lucrurile. Cu teama și cu respect în fața de părinți. Amin, dragii mei. Noi nu suntem egal cu copii, nu. Noi suntem părinți și ei sunt copii. Amin, dragii mei. Dumnezeu a făcut pe tine să fii tata, să fii mama, ca să poți să educe pe copiii aceasta. Când vede pe copii care sunt obraznici, pentru mine, parcă, cum se zice, m-am fior, cum să zic, nu știu cum pot să spun în românește mai corect. Sunt tulburat. Când vede pe copii care spune taci la mama, taci la tata, nu înțeleg aceasta. Cum adică copilul să spune așa? Oare nu știe că asta este tata? Nu știe că aceasta este mama? Copii trebuie să știe că părinți au nevoie de respect. Amin, dragi mei. Și când ei dă respect, slava Domnului, când și ei o să aibă copilul lor, copilul lor o să dea și la ei respect. Amin, dragi mei. În cartea lui Exod 20, versetul 12, Biblia spune așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca zilele tale să fie cum? Prelungit aici pe pământ, în țara pe care Dumnezeu a dat. Dumnezeu caută astăzi copii care sunt ascultători de părinți. Astăzi vreau să spun, dragi mei, e greu să găsească pe copii care sunt ascultători de părinți. Uitați, dragi mei, citiți, a... Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Dar? Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. 19 cu 18. Cine cruță nu iaua, nu iubește pe copil. Eu știu că mesajul acesta copiii nu îi place. Dar este important să știm. Uitați cum este scris. A? Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde. Când încă este nădejde, pedepsește. O să vine timp când nu mai este posibil. O întrebare, dragii mei. Acum, tata mea, pot să mă pedepsește pe mine? Nu! El merge cu, cum să zice, el merge acum cu 5 km pe oră. Și eu merg cu 30 de km pe oră. Nu mai pot să mă prinde pe mine. Atunci când încă este timp, acolo trebuie așa, la anumit timp trebuie să trage antenele așa, să, numai lucrurile să fie mai bine. Într-o zi am mers la anumit, la biserică și Tino a fost, nu știu dacă a avut 3 ani sau 2 ani, ceva de genul ăsta. A avut păr mai lungă decât cum el are. A mers acolo, a fost trubrat de ceva și a fost nevastă. Și a început să trage păr. Și făcea așa lucrul așa. Și era prima dată să face aceasta. Și era la biserică și mama a luat pe el frumos afară. Și afară a dat 1, 2, 3 și a văzut că lucrurile nu stau bine. Asta a fost prima și ultima dată când el a făcut așa ceva. De ce? Pentru că anumit temperamente trebuie să fie controlat când încă copiii sunt mici. Dacă o să lasă așa, o să bate pe tine când va fi 22 de ani. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragii mei. Vorbesc despre importanță. Cum este scris? Ați citit 19 cu 18, da? 22 cu 15. Cum este scris?
Asta, asta sunt niște versetele care vorbesc despre la anumit timp este nevoie să face lucrurile acestea. Aha. Nebunia este lipită de inima copilului. Dar noiaua certării o va dezlipi de el. Mulțumesc. Vreau să spun, la anumit timp este nevoie de noia, nu întotdeauna, repet, nu întotdeauna. La anumit timp când vede ca copilul acesta, știi, la mine acasă ce noi facem este aceasta, studiam despre familia împreună. Băiat cel mai mare și aia cel mai mic. Și studiam și despre pe cine să fii căsătorit, cu cine să fii căsătorit. Studiam. Și la anumit timp când studiam așa, băiatul aia tapi cu 10 ani, vorbea despre cum trebuie să alege partener de viață, atunci citeam împreună, studiam împreună. Și băiatul de 10 ani, următor zi vine și se spune, vai, tata! Și care este problema ce zice? Vai, ce am visat noaptea, vai, vai. M-am visat așa căsătorită cu o femeie care este foarte, foarte lene și am trebuit să face toate lucrurile. Ea nu făcea nimic, vai. Așa de dureros a fost și când m-am trezit și am văzut că așa a fost doar un vis. Așa m-am bucurat, m-am mulțumit mult lui Dumnezeu că chiar asta nu a fost o realitate. Am râs și am spus, ceva a intrat unde? În cap, în mintea lui, a înțeles ce trebuie să fie. Atunci, surorile, trebuie să știți lucrurile acestea, să nu fiți leneși. Fetele. Cine? Care sunt fetele necasătorite? Mâna sus. Fetele necasătorite. Unii acolo sus, alții aici. Ok. Ascultați cu mare atenție. Ce este important este aceasta? Ca fetele, ascultați cum este scris, Geneza, capitolul 24. Geneza, capitolul 24, versetul 16. Geneza 24 cu 16. Uitați, aici vorbesc despre Rebecca. Rebecca a fost o fată care a trebuit să fie căsătorită. Harnică. Amin? Harnică. Nu numai aceasta, a fost și frumoasă. Ascultați cum este scris calitățile ei. A? Fata era foarte frumoasă. Era foarte frumoasă. Era fecioară. Și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Wow! Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Mulțumesc! Ascultați cum arată. Fata aceasta era frumoasă, foarte frumoasă. Dar una dintre celelalte calitate este aceasta. Era fecioară. Și niciun bărbat n-a fusese legătură cu ea. Fetele, în zilele de astăzi există mare problemă la capitolul acesta. Mamele, este lucrarea voastră să întrebați pe fetele dacă încă ei sunt fecioare. Dacă nu sunt, să puneți întrebare ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat. Vorbiți cu copii, să fiți prieteni cu ei. Amin, dragii mei? Merită. Pentru că, să nu uitați, în această timp, dacă nu spunem, eu știu că subiectul acesta este cam delicat, dar dacă noi nu spunem la copiii noștri lucrurile acestea, cine o să spune? Internet? Oameni buni. Dacă voi ca părinți, dacă noi ca părinți, nu spunem importanța ai lucrurile acestea la copiii noștri, cine o să învață pe ei? Hollywood? Cu niciun chip. Pentru că Hollywood învață să spune, a, tu ești fecioară, vai, tu ești persoana înapoiat, tu du-te cu multe băieți, atunci tu vei fi mai deștept. Când noi știm o fată căsătorit cu un băiat, fata fecioară, băiat fecioară, cum e să făciop? Ok, mulțumesc. Amândoi aici o să face familia lor de oameni care nu au experiența de oameni căsătorit. Ei o să începe să aibă familia lor de oameni căsătorit. Asta nu are experiență, asta nu are experiență. Atunci în familia lor nu mai există nicio problemă. Ei începe viața lor normal. Amin, dragii mei, amin. Merită să spune lucrul acesta la copiii noștri.
Pentru că acum există curent care învață pe copii să spună, să nu fie o fată, nu, de ce? Pentru că atunci vine băieți, aia care nu sunt cu minte, mai ales aia care nu știe să pieptină, cum se zice, cu pieptină. Merge acolo și se păcălește pe copiii noștri. Ascultați, după ce ei au păcălit pe ei, știi ce face ei? Aruncă pe ei și se caută pe alți. Eu spun la băieții mei, trebuie să rămâneți cu minte. Trebuie să respectați pe fetele, ca pe surorile voastre. Pentru că eu pun întrebare, băieți, dacă voi aveți sora, cine vrea să vede pe băieți de vârsta voastră care pot să vină să joacă cu sora ta și după aceea să aruncă? Cine îi place lucrul acesta? Cine? Nimeni. Dacă nimeni nu îi place, atunci voi ai grijă de lucrul acesta. Pentru că lucrul acesta nu se întâmplă încă o dată în familiile voastre. Dragii mei, mi-aș dori ca lucrul acesta să rămâne în inimile noastre. Am luat timp foarte lung pentru voi în seara aceasta. Subiect de familie este una dintre cele mai importante subiect. În Proverbe 4 cu 23, Biblia spune așa. Proverbe 4 cu 23. Vreau să spun așa la băieți. Băieți! Există băieți necasătoriți, mâna sus. Băieți necasătoriți, mâna sus. Băieți, 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 băieți. Mulțumesc! Băieți, vreau să spun așa, Dumnezeu caută pe băieți care sunt oameni care au temere de Dumnezeu, care mediteze la cuvântul lui Dumnezeu dimineața și seara. De ce? Pentru că în familia ta tu vei fi preot în familia ta și se da cuvântul de dimineața și se da cuvântul când? Seara, în familia ta, roagă-te cu familia ta. Pentru cei care sunt căsătoriți, rugăciunea de dimineață și de seară să nu lipsește în familiile noastre. Amin, dragii mei. Pentru că noi o să reușim doar dacă Hristos va fi împreună cu noi. Hai să citim Proverbe 4 cu 23. Aha. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Hai. Căci din ea ies izvoarele vieții. Versetul 10, cum este scris? Aha. Ascultă, fiule. Primește cuvintele mele. Mulțumesc și? Și anii vieții tale se vor înmulți. Hei, anii vieții tale vor fi mulțit. Haideți, mai departe. Eu îți arăt calea înțelepciunii. Eu am arătat ție calea înțelepciunii. Te propovățuiesc pe cărările neprihănirii. Mulțumesc, mai departe. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și? Și când vei alerga, nu te vei potigni. Vreau să spun aceasta lucrurile. Băieți, eu spun așa, băieți cu minți, dacă tu o să rămâne așa, Dumnezeu va fi împreună cu tine. Amin? Dacă Dumnezeu va fi împreună cu tine, înseamnă și familia ta va fi ajutat de Dumnezeu. Băieți care spune, aici am o fată la Târgu Mureș, am o fată la Oradea, am altă fată iubită la, cum se zice, la Arad, la celălaltă, la, nu știu. Dacă are așa, înainte de căsătorie, după căsătorie, o să fie exact la fel. Sarmale nu schimbă caracterul. Sarmale care se mâncat la nuntă nu schimbă caracterul. Caracterul rămâne exact la fel. Atunci dacă băiat înainte de a fi căsătorit să nu atinge pe fetele, lasă pe fetele în pace. Când tu vrei să fii căsătorit, vreau să spun așa, du-te, vorbesc cu părinții, lucrurile se pot să merge cum trebuie. Tu ca un băiat să arăți la părinți fete că tu ai mintea care merge. Amin, dragii mei. Cine dintre noi ca părinți care va fi supărat când băiat vine la tine să spune, vreau să vorbesc cu fiica voastră, puteți să mă lăsați? Ce o să spuneți voi ca părinți? O să spuneți, asta este vagabond? Nu! Pentru că el are respect, știe că eu sunt tată. Atunci a venit să vorbesc cu mine. Atunci pot să spune, da, copilaș, pot să ajungi aici acasă la orice timp. În timpul zilei și în sufrageriere, puteți să stați acolo, puteți să vorbiți, dar la dormitor, nu. Tu ești tată. Tu ai, după ziua de nuntă, ai plecat, chiar dacă voi vreți să plecați nu știu unde, la Croația, plecați. Dar înainte de aceasta, nu. De ce? Pentru că tu ești tata. Tu ești protector.
Amin, dragii mei. Tu ești protector și face lucrul acesta. Și este scris la, la Proverbe, capitolul 6 cu 20, Proverbe 6 cu 20, cum este scris? Fiule, fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Ai, biserica, amin? Păzește sfaturile tatălui tău. Și Dumnezeu cere ca astăzi, împreună cu familiile noastre, să putem să ajungem în cer. Amin, dragii mei. Amin. Mi-aș dori, în seara aceasta, să citim aceasta două versetele. Isaia 62 cu 5 și Apocalipsa 19. Aceasta sunt două versetele noastre în seara aceasta, care sunt foarte importante. Familiile noastre trebuie să fie locurile unde există multe bucurie. Amin? Amin. Mai multe ori când copiii noștri fuge de acasă, seamnă că ei nu au găsit bucuria acasă. Atunci găsește bucuria la cluburi. Și când merge la cluburile, bucuria aceasta este bucuria care nu este adevărat. Cea mai bun lucru este aceasta. Noi să fim bucuros împreună cu familiile noastre. Amin? Dacă cumva pe drum, tu ca băiat, tu ca fată, ai stricat viața, oprește. Și îmi place ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 8 cu 11. Du-te și să nu mai cum păcătuiești. Dumnezeu este gata să ne ierte de greșelile noastre ca părinți, de greșelile noastre ca copii, dar încă este gata să conduce pe noi pe calea cea bună. Amin, dragii mei. Uitați cum este scris, hai să citim în cartea lui 62, versetul 5, Isaia 62, versetul 5. Cum cu aceasta două versete. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, da? Așa se vor uni fiii tăi cu tine. Mulțumesc! Și cum se bucură mirele de mireasa lui, atunci, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Biserica, amin? Familiile noastre este numai un, cum să zice, un exemplu de un cer mic pe pământ. Amin, dragii mei? Un rai mic pe pământ. Cea mai mare bucurie va fi unde? În cer. Dar aici putem să fim bucuros. Cuvintele aspro să nu iese de pe gură. Pot să vorbesc ferm, dar fără să fie aspru. Și Dumnezeu cere, surorile, aveți două armament periculos. Ori vorbesc prea mult, în Proverbe 21, versetul 9 și versetul 19. Ori vorbiți foarte mult, ori închideți gura foarte mult. Nu m-ați înțeles? Ori mergeți în așa fel ca bărbatul să spune, știi, mai bine să vină acasă mai târziu și să plece de acasă mai devreme. Numai ca să pot să am timp de a respira. Nu. Versetul 19 spune, mai bine să sta într-un pustiu decât să sta cu nevasta chirufecitoare și supracioasă într-o casă acum. Mare. La altă verset spune, mai bine la acoperiș. În România cu fiscol care este aici, unde este director? Acolo sus. Care este problema? Aveți casa mare? Nu, soția. Nu. Și bărbați au problema cu mușchi. 1 Petru, capitolul 3 cu 7 spune, ai grijă cum voi tratați pe nevastă ca pe o vasă mai slabă. Să nu cumva rugăciunile voastre să nu mai fie ascultate de Dumnezeu. Dacă tu ești violent, poți să te rogi cum vrei, Dumnezeu nu ascultă rugăciunile. Relația noastră arată relația lui Hristos. Ultima, Apocalipsa 19, versetul 6 până la versetul 9. Cum este scris? Hai să citim. Apocalipsa 19, versetul 6 până la versetul 9. Apocalipsa 19, versetul 6 până la versetul 9. Asta este ultima versetul nostru în seara aceasta. Cum este scris? Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe. Ce spunea? Ca bubuitul unor tunete puternice care ziceau, aha, aleluia, aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Mulțumesc! Mai departe? Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Mm-hmm. De ce? Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Soția lui s-a pregătit. Cine este soția lui Hristos? Cine, dragii mei? Biserica. S-a pregătit. Hai să ne bucurăm, aleluia! Hai să ne bucurăm pentru că soția lui s-a pregătit. Și? Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Wow! Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Și versetul 9, cum spune?
Apoi mi-a zis, aha, scrie, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Mm. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevărate cuvinte ale lui Dumnezeu. Mulțumesc, dragii mei, vreau noi să înțelegem. Dorința lui Dumnezeu este aceasta. Când noi tratăm una pe cealaltă acasă, cum trebuie, Dumnezeu va fi împreună cu noi când noi o să ajungem în cer. Amin, dragii mei. Dumnezeu este gata să rămână. Să nu uitați versetul pe care am citit la început, Psalmul 127, versetul 1, unde Biblia spune, dacă Domnul nu zidește casa, degeaba zidește celor care zidească. Ce Dumnezeu cere astăzi este aceasta. Dragii mei, trebuie să punem familia noastră înaintea lui Dumnezeu. Amin? Să mergem în cer, studiem Biblia împreună, dar să mergem împreună, împreună cu familiile noastre. O întrebare. Cine a înțeles ceva în seara aceasta? Sincer. Amin. A doua întrebare. Cine crede că ce noi am învățat este adevărat? Amin. A treia și ultima întrebare. Cine vrea să spune, Doamne, ajută-mă, eu vreau să stau bine cu familia mea împreună cu tine. Eu sunt împreună cu voi. Amin. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru care este în cer, îți mulțumim, Doamne, de subiect pe care Tu ne-ai dat în seara aceasta. Subiect care este foarte important pentru că noi vrem familiile noastre să fie pregătite pentru a doua venire a Ta. Vreau să pun înaintea Ta pe tineri noștri, pe copiii noștri, pe pruncii noștri. Vrem să cerem de la Tine, Doamne, ca să poți să ajute pe ei să Te cunosc pe Tine mai bine și să caute pe Tine și să fii cu minte și să poți să fii ascultător. Amin. Unde ei au greșit, Te rog, Doamne, iartă pe ei. Ajută încă o dată ca relația între noi și copiii noștri să fie relația care este cimentată de prezența al Tău. Vreau să cer în această seară relația între soț și soție. La anumit timp în familie nu mai există această relație bună. Te rog, Doamne, zidește încă o dată casele noastre. Ajută pe noi, noi să putem să iubim pe nevestele și neveste să pot să iubește pe soți în familie. Și copiii să pot să fie ascultatori și părinți să pot să iubește pe copii. Ajută-ne, Doamne, ca noi să putem să fim uniți încă o dată împreună cu familiile noastre. Pentru că vrem ca în ziua când Tu vei veni pe nori cerul, noi toți împreună cu copiii noștri să putem să fie salvat pentru întotdeauna. În numele Domnului nostru Iisus Hristos Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim, dragii mei, hai să luăm loc. De la mâine încolo, să nu pierdeți nicio seară. Discutăm mâine despre Harul lui Dumnezeu și două legăminți. O să discutăm, o să intrăm în Biblie, o să mergem și mai adânc și să arată unde noi suntem. Ultima chemare, aceasta este subiectul nostru, dar în ultima chemare nu putea să studiem lucrul acesta fără să discutăm despre familie. Amin? Era important pentru noi să știm, trebuie să mergem în împărăția cerului împreună cu familiile noastre. Amin? Domnul să ne dea putere. Amin.